Botoșani a ratat ocazia de a urca pe locul 2 în Liga 1 după ce a pierdut meciul cu Hermannstadt. Moldovenii au început rău meciul de la Sibiu. Șeroni a dus un avantaj pe Hermannstadt cu un autogol. Dâlbea a trecut pe lângă golul de 2-0. A fost 1-1 după ce Keita a restabilit egalitatea. Sibienii puteau prelua din nou conducerea, dar Sântean s-a împiedicat în careul advers. Ungenda a fost la un pas de a marca în primul meci de la revenirea la Botoșani. În ultimele minute, sibienii au primit o lovitură de la 11 metri, iar Romario Pireș a marcat golul victoriei pentru echipa sa. S-a terminat 2-1 pentru Hermannstadt, care e la al doilea succes consecutiv. Moldovenii au suferit prima înfrângere în Liga 1. A fost o victorie muncită, ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci. Nu prea le-am dat ocazie și am avut și puține șanse cu penaltiul, dar este important, este o victorie meritată, cred, de una peste alta.